Vineri 8 martie, la Rediu, Comuna Bâra, a fost organizată o conferință de presă cu scopul de a anunța revolta reprezentanților Asociației pentru Moscheea Maria față de piedicile pe care le pune Direcția de Sănătate Publică la intenția lor de a construi un cimitir islamic. Vreau să vă vorbesc despre o situație ieșită din comun în care am ajuns, din cauza faptului că o instituție a statului român nu vrea să respecte legea României. Chiar dacă DSP-ul București a acordat dreptul de a opera oameni unui băiat care parca mașini în Italia, un italian, e bine, el era italian, normal, pentru el legea română se pare că îi mumă, iar pentru mine ca cetățean român se pare că legea română e ciumă. El a vrut să opereze oameni în România și a primit acest drept din partea DSP-ului pe povești. Eu vreau să îngrop oamenii, inclusiv pe mine, legal, într-un cimitir și deși am depus zeci de documentații, hârtii și hârtiuțe, aprobări și socoteli, Direcția de Sănătate Publică din Neamț nu vrea să respecte legea și nu vrea să emită acea notificare. Nici măcar nu este un aviz, este doar o notificare de asistență în domeniul sănătății și igienei publice. Am ajuns în punctul în care trebuie să spun ajunge. Sincer, nu știu care ar fi în continuare calea legală. Poate să deschid un proces în instanță cu cei de la DSP-ul, dar asta ar însemna o procedură, cum știe toată lumea, de minim 2 ani, timp în care toate celelalte avize le arunc la gunoi pentru că nu mai sunt valabile. Acum 3 ani aproximativ am început pregătirea documentelor pentru a înființa un cimitir confesional islamic. Toată lumea știe că există musulmani în România. Eu sunt cetățean român, sunt de naționalitate român, am fost creștin ortodox și am îmbrățișat această religie, islamul. Nu vorbim despre religie acum, vorbim despre faptul că musulmanii din România nu prea au unde să fie îngropați și nu-i chiar frumos să-i aruncăm la gunoi. În Moldova, cel puțin, nu există nici un cimitir pentru musulmani. Modalitatea de îngropăciune la musulmani este una diferită de cea la creștini, indiferent de rit. De 10 de ani, în Moldova, în zona Moldovei, în România, în zona Moldovei, vorbesc strict de această zonă pentru că această zonă mă interesează. Acum, musulmanii care au murit au avut două variante. Dacă au avut destui bani și erau străini, să fie duși în țara lor, dacă n-au avut destui bani sau dacă erau români sau românge, să fie îngropați în cimitirile creștine. Cu toții știți că într-un cimitir, dacă nu este ritul tău, ești îngropat în zona cea mai îndepărtată, în zona cu sinucigașii. Consider uman, de bun simț și respectos ca fiecare să fie îngropat în condiții de bun simț. Reprezentantul Asociației Moscheea Maria susține că a fost nevoit să studieze legislația și a constatat că aceasta prevede faptul că perimetrul de protecție sanitară solicitat de Direcția de Sănătate Publică s-ar impune la 50 de metri și nu la 100 de metri, cum susține instituția cu atribuții de eliberare a acordului. Mi-au solicitat un perimetru de protecție de 100 de metri. În ordinul Ministerului Sănătății spune 50 de metri. În legea cimitirilor spune 100 de metri. Dar, din nou, nu este problema Direcției Sănătate Publică. Ultima dată mi-au gerit o chestie care, sincer, nici eu și nici încă alt 3 specialiști, eu nu sunt specialist, dar am întrebat 3 specialiști ce înseamnă asta, mi-au cerut dovada PUZ. Noi, pentru asta, am făcut un PUZ, plan urbanistic zonal, adică niște specialiști, nu niște papagali, deci chiar niște specialiști, oameni cu pregătire, au venit aici, au măsurat terenuri, au văzut situația, au făcut fotografii și au făcut un dosar. Niște specialiști. Doamne, au spus că e numai un proiect de PUZ. Să le dăm puzul, dovada puzului. Sincer, încă n-am înțeles ce înseamnă dovada puzului. Deci, tot ceea ce s-a întâmplat între
noi, ca și organizație non-guvernamentală, pentru că tot la sfatul celor de la DSP, realmente am creat o nouă organizație non-guvernamentală care este proprietara pământului, pentru că am donat pământul acestei organizații, este administratorul cimitirului și practic această nouă organizație va avea grijă atât de cimitir cât și de moschee. Deci 2 ani de zile am ascultat tot ceea ce dânsii ne-au cerut. Am făcut niște cheltuieli enorme, dar cei de la DSP pur și simplu la orice întrebare îți răspund legea. Am întrebat, de ce ne cereți aceste lucruri? Pentru că așa e legea. Care lege? Legea! Reprezentantul asociației susține că ar exista acorduri vecinilor și că la solicitarea sa, primăria a organizat o comisie care s-a deplasat în teren pentru a discuta cu vecinii. Din punct de vedere a Ordinului Ministerului Sănătății, limita cimitirului trebuie să fie la 50 de metri de orice construcție, de case. Dacă dânsele ar fi fost un pic curioase, ar fi deschis zecile de pagini care le-am dus acolo și cele 7, 8, 10 documentații și ar fi văzut în fiecare amărât de desen că 50 de metri care respectă. Restul există acordul tuturor vecinilor. E simplu. Dumneavoastră ați discutat cu actorii vecinii? Ei sunt de acord? Discut în fiecare zi cu vecinii mei. Da. Nu că mi-au spus mie. Eu pot să fiu un ticălos și un mincinos. Pentru că sunt direct interesat, da? Și fac o minciună. În urma solicitării doamnei Dumnezeu de la DSP către primăria de la mine din comună, primăria a organizat o comisie din cei mai bine pregătiți oameni. Unul care cunoaște toate terenurile proprietarii oameni și așa mai departe, unul care cunoaște doamna arhitect șef, care este o super pregătită, ca să spun așa, în domeniu, adică este genul de om care, dacă statul spune că trebuie să verifici de 2 ori, verifică de 4 ori, este o persoană extraordinar de bine pregătită în domeniu, și viceprimarul comunei. S-au dus și au vorbit cu fiecare vecin în parte pentru a verifica acest lucru. Au luat acordul autentic, au vorbit cu oamenii, nu, băi... Deci au semnăturile tuturor vecinilor. Au vorbit cu ei, au făcut o hârtie oficială din partea primăriei, au trimis-o DSP-ului. Dar DSP-ul, pentru că este Dumnezeu pe pământ, a luat hârtia lui doamna primărie și, băi, nu ne interesează. Nu, ne trebuie la notar. Primarul comunei Bâra declară că urmează ca biroul de urbanism să elibereze documentația pe care o va introduce într-o viitoare ședință de Consiliu Local. Și eu vă pot spune că domnul Daniel Căniparu a venit la primăria comunei Bâra, la compartimentul urbanism. De la compartimentul urbanism i-a fost eliberat certificatul de urbanism. El urmând a obține avizele necesare în vederea eliberării planului urbanistic zonal. Dânsul spune că a întâlnit niște probleme la nivel Direcției Sănătate Publică. Nu credem că este un litigiu. Credem că se poartă niște discuții care într-un final vor avea un rezultat. Din punctul meu de vedere, există o soluție legală de construirea acestui cimitir în condițiile în care DSP-ul spune că este necesar. Deci, domnul Dani... Și cu acea comisie care a organizat-o dumneavoastră. Deci, dumnealui a venit la primărie și spunea că are nevoie la DSP de acordul vecinilor. La nivel de primărie s-a constituit o comisie din care a făcut parte doamna ingineră Știrbu, care este șefa compartimentului urbanism, doamna Lili Rădeanu, agentul agricol, și domnul viceprimar. Au mers în zonă, au discutat cu vecinii, au făcut un proces verbal, i s-a amânat domnului Daniel Căniparu, proces verbal cu care dumnealui cred că a ajuns la Direcția de Sănătate Publică. Acest proces verbal conține acordul, părinte? Adică există acordul vecinilor? Așa am înțeles că acest proces verbal ar conține acordul vecinilor. Mai mult de atât,
cred că am ce să vă spun. Dânsul, pentru obținerea puzului, trebuie să aducă documentele care i s-au cerut de la compartimentul urbanism. Și urmează ca dumneavoastră să introduce din nou Odată aduse avizele, se va pregăti un proiect de hotărâre care va fi supus pe ordinea de zi la o ședință de Consiliu Local, urmând a fi supus aprobării și discuțiilor din cadrul Consiliului Local. Comunitatea musulmană din Rediu, Comuna Bâra, numără la această oră peste 30 de musulmani, dar cimitirul islamic de la Bâra este proiectat pentru 400 de locuri, fiind, după știința lui Daniel Câniparu, singurul de acest fel din Moldova. Daniel Câniparu a spus că apelarea la justiție nu este o soluție, ținând cont de faptul că, după felul în care se judecă procesele la noi, nu numai că s-ar rezolva mai greu situația, dar o mare parte din documentația întocmită de o firmă de specialitate ar și expira.